Nu pot să zic că, așa cum a zis Cangă, nu știu alții cum sunt. Pentru că știu sigur, pentru fiecare ființă omenească, întâlnirea cu Dumnezeu este un moment de înălțare, de armonie, de bucurie, de trăire. Și așa a fost și frumoasa noastră cântare, Vin izvor de viață sfântă. Cântând noi acolo, auziți voi, spune, mi-amintesc ce-ți sunt dator. Dacă ar fi vorba de vreo 102 de dolari sau cum eram eu dator la Nea Tudor, că îi duceam înapoi și spunea să nu-i cheltuie, că trebuie săptămâna înaltă. Dacă ar fi vorba de vreo datorie de felul ăsta. Dar când e vorba de datoria noastră către Dumnezeu, auzi, mi-amintesc ce-ți sunt dator. Care e, domne, omul ăla să știe cât datorează lui Dumnezeu? Și al doilea lucru, auzi, cu privire la inima noastră, curăț-o din trânsa ta, e numai ce nu e în ordine. Bunul Dumnezeu ne-a promis cu mult mai mult de atât. A spus, o inimă nouă vă voi da. Nu cam să iau de colea și am să cărpesc, am să... O inimă nouă vă voi da și lucrul ăsta nu înseamnă altceva decât o gândire, o înțelegere, o lumină în sufletul nostru care să ne ajute să vedem ceea ce n-am văzut până astăzi și la proporțiile la care n-am putut să venim. Așează-mă Tu, Doamne, pe stânca pe care n-aș putea să ajung singur. Aceasta este rugăciunea noastră în această seară când ne întâlnim în locul acesta. Nu știu, v-ați uitat în buletin, da? Mă bucur foarte mult de întâlnirea noastră. Titlul predicii din seara aceasta este ce era să fac? Dar ia să vedem cum cineva să-mi citească titlul. Să vedem cum accentuăm noi în românește. Uitați-vă bine la punctuație. Să vedem cum accentuăm noi treaba aceasta. Cineva să citească titlul. Tare, ia să vedem. Luați buletinul și citiți tare. Cineva dintre noi. Ce era să fac? Aoleu! Asta e cu semnul exclamării, da? Mai este un semn acolo. Ce era să fac, zise Manuela? Păi sigur că da. Asta e cu semnul întrebării. Și de-aia le-am pus pe amândouă. De ce era să fac? Și celălalt, Doamne, ce era să fac? Și am pus cele trei puncte acolo. Mergem în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Și aici avem un capitol cu un titlu ciudățel. Auziți, o slujnică ghicitoare, este prima frază, și după aceea temnicerul din Filipii. Ce legătură o fi, frate, o slujnică ghicitoare și temnicerul din Filipii? Noi știm istoria biblică. Vreau însă să subliniez faptul că aceste două lucruri împreună comunică următorul mesaj. Drumul către temnicerul din Filipii a trecut pe la poarta acestei slujnice ghicitoare. Și nouă, când ni se întâmplă ceva în viață, noi nu ar trebui imediat să dramatizăm sau să și tragem o concluzie definitivă cu privire la lucru, pentru că totul e în tranzit, de fapt. Nu dacă am întâlnit-o eu sau nu pe slujnica ghicitoare. Nu acesta este subiectul, ci subiectul este ce poate face Dumnezeu din faptul că înaintea mea a ieșit o slujnică ghicitoare. Unde a dus drumul ăsta n-a putut să viseze chiar nimeni, dacă ni s-ar fi spus de la început. Uite, Dumnezeu va folosi împrejurarea aceasta în care slujnica ghicitoare va crea tulburarea asta în cetate și se va ajunge în final la temniță și temnicerul o să devină creștin. Dacă am fi știut sfârșitul acesta de la început, probabil că și noi am fi spus, am vrea să mergem pe drumul ăsta. Bine că te-am întâlnit, doamnă, sau slujnică ghicitoare. Dar n-am știut. Dar dacă nu știm unde duce drumul acesta, nu ne bucurăm mai puțin. Pentru că știm că Dumnezeu poate să supună toate lucrurile, absolut toate lucrurile, unui scop înalt cu privire la binecuvântarea vieții noastre, inclusiv un necaz ca acesta produs de o femeie posedată, cum era femeia aceasta. Inclusiv lucrul acesta. Marea noastră încercare sufletească este de a țâșni și de a încerca să răspundem unei situații cu care suntem confruntați, înainte de a supune această situație lui Dumnezeu.
Doamne, mamă, uite ce s-a întâmplat. Noi am avut o intenție bună. Noi am făcut o faptă bună, am eliberat în numele tău această femeie de un duh de ghicire și poftim ce a ieșit din treaba aceasta, Doamne. O cetate întreagă urlă și se revoltă și așa mai departe și ei ajung în final la închisoare. În mâna lui Dumnezeu nu trebuie să ne fie niciun fel de teamă. Ioan scrie în întâia lui epistolă, în capitolul 1, dacă e vreun fel de frică în suflet, acesta e simptomul unei iubiri nedesăvârșite. Cine are această frică a umblării lui cu Dumnezeu pe pământ, ba că nu o să fie mântuit, ba că dacă s-o întâmplă, ba că să te, omul care umblă în frica aceasta pe pământ, și e de înțeles, e legat de condiția psihică de cele mai multe ori și nu de credința în Dumnezeu. Dar explicația Bibliei este una singură. Dacă sufletul tău se teme, ți-e frică în timp ce Domnul e păstorul tău, și în loc tu să nu te temi de niciun rău, tu te temi de orice tu fiști, de oriunde, de tot ce se întâmplă. Ioan spune, este din cauza că nu ai ajuns desăvârșit în dragoste. Îmi scriu o fată de une zi, mai multe letters am primit, dar îmi scrie că o să vină o criză economică de așa natură că o să ne confiște tot. Și al doilea punct, o să vină o prigoană așa de tare că ne vor omorâ și mi-a descris acolo în culori sumbre. I-am răspuns înapoi și am zis, domnișoară, două lucruri. Confiscarea o să fie foarte dezamăgită în dreptul meu, pentru că de când am cunoscut pe Domnul Hristos, tot ce este al meu nu mai este al meu, este al Lui. Și dacă fură cineva de la mine ceva, nu de la mine a furat, ci de la acela căruia i-am închinat eu lucrurile. Iar cu privire la viața mea, greu să ajungă cineva acolo, zic. Și spun de ce. Viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. S-or duce oamenii ăștia, ori face ei ce-or face pe pământul acesta. Dar cum va ajunge cineva să ia viața mea din această ascunzătoare? Adică din locul în care ea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Haideți să urmărim acești oameni ai lui Dumnezeu și în timp ce urmărim, vă rog să păstrați în minte acest lucru pe care și eu îl păstrez, mă lupt să-l țin viu, vreau să mai știu, scriu două, trei vorbe să văd dacă voi găsi o mică fereastră. Și anume, tu să te întrebi așa, cine sunt eu în poza asta aici? Vorbim despre un grup de oameni, vorbim despre o întâmplare, vorbim despre... Cine sunt eu în poza asta aici? Și într-o poză o să spui, eu sunt ăsta care fuge dezbrăcaseră, acolo a alergat, a lăsat și cămăși și alergă dezbrăcaseră, să-și scape viața. Eu sunt ăsta de lângă foc care minte că n-a fost la credință în viața lui, n-a văzut pe Iisus de când este ca să-și scape pielea. Și eu sunt ăsta, eu sunt celălalt. Urmărind tabloul acesta, încearcă să vezi cine ești tu. Unde se potrivește poza ta? Nu este asta reacția noastră când ne uităm la o poză de grup? Prima dată, cu care am fost și noi, bine, prima dată te uiți să vezi cum ai ieșit tu, unde sunt eu aici, sau unde sunt copii, unde este. Primul lucru ăsta. Haideți să ne uităm în imaginea aceasta a Scripturilor. Unde sunt eu în poza asta? Nu trebuie să ne spuneți acum, că... dar în sufletul tău. După ce s-a produs acea tulburare grozavă în cetate, s-a ridicat tot norodul, nu știau cu ce se ocupă, dar oamenii strigau acolo, alergau, că așa e norodul, el cu asta se ocupă. După ce află despre ce a fost vorba, trebuie să treacă uneori foarte mult timp. Dar norodul a început să strige, se ridică și el, pun dregătorii, smulg hainele pe ei, îi bate cu nuiele, erau unii dintre mei lictori. Ăștia erau specializați în a bate cu nuiaua, deci când băteau, rupeau carnea după oameni, ăștia erau lictori. Și după ce le-a dat multe lovituri, dezbrăcați, au smuls hainele după ei, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine, vezi că ăștia sunt periculoși. Pune și păzește-i bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță. Au zis cuvântul? I-a aruncat. I-a aruncat. Dumnealui era comandantul închisorii. Probabil că era și proprietar, că și acum, și în America, au închisori particulare. Probabil că era închisoarea lui. Temnicerul i-a aruncat acolo și a dat poruncă să le bage picioarele în butuci ăștia. Nu suntem în siguranță cu ei nici în
peșteră, nici cu Iisus n-ai cum să fii în siguranță în mormânt. Păziți bine că nu se știe ce se... I le-a pus picioarele în butuci. Acum vom urmări două lucruri extrem de însemnate în viața noastră. Atunci când te confrunți cu un rău sau cu o primejde de vreun fel sau altul, pericolul cel mai mare nu este suferința pe care ți-o provoacă răul acesta. Pericolul cel mai mare este ca tu să te transformi în asemănarea acestui rău pe care îl suferi. Și acum aș vrea să vă întreb asupra două texte din Proverbe. Nu răspunde nebunului? Și după aceea textul următor? Răspunde nebunului. Ori da, ori ba. Care e primul motiv pentru care spune să nu răspunzi nebunului? Eu am învățat greu știința asta, dar este ceva așa de prețios. Dacă rogi pe Bunul Dumnezeu, chiar dacă bate Satana la ușă și îl rogi pe Domnul Iisus să deschide, e o treabă, nu ai văzut de când ești. În momentul când deschide Domnul, e ceva de... Dar pe cine căutați? Nu mai e nimeni aici, nu mai este, a zburat. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, care e pericolul? Devii ca el. Dacă ți adresează o vorbă urâtă, răspunzi cu o vorbă urâtă înapoi, ai devenit ca el. N-ai făcut altceva decât să multiplici răul. A vorbit el de tine, vorbești și tu de el. Și așa mai departe. Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te asemeni cu el. 2. Răspunde nebunului după nebunia lui. Dar atenție, diferență mare între a reacționa, noi românii avem sânge latin și noi reacționăm de obicei. Întâi zicem și după aceea ne gândim. De asta, Doamne, ce am făcut? După ce am zis, știi? Asta e reacție. Ai reacționat. În momentul când reacționezi, înseamnă că ești sensibil la boala asta. Dacă te atacă un demon printr-o persoană și tu reacționezi, înseamnă că ai și tu aceeași boală și nu ești imun. Și Iisus a zis, păi tu vrei să scoți pe Satana afară cu Satana, țipă ăsta la tine, țip și tu la el, cu ce ocazie se întâmplă? Nu se întâmplă treaba aceasta. Tu nu trebuie să reacționezi, tu trebuie să răspunzi. Domnul Iisus a răspuns întotdeauna, dar nu a reacționat niciodată. Felul în care ei au vorbit n-a fost niciodată reprodus în Iisus. În loc să se plângă oamenii aceștia de bătăi, de răni murdare, de a fi aruncați în temniță, de a fi puși în lanțuri, în butuci, în loc să se plângă, ei nu au reacționat situația. Lasă că vedeți voi ce sunt, că nu-i scăpa sau cu... Da, cum spunea un deținut de la Craiova, dacă aș fi liber, aș omorâ pe ăla, pe ăla a dat nu știu câte 8 nume, dacă aș fi liber. Reacție, a reacționat omul. Oamenii aceștia nu reacționează, ci răspund situației acestea. Și ei nu discută nimic despre rănile lor, nu se plâng. Ați auzit pe Iisus să se plângă vreodată că îl dor șalele, îl doare spinarea? L-ați auzit pe Iisus vreodată să spună, ați auzit cum m-au bârfit, ce au zis de mine? N-ați auzit așa ceva. Ar fi ceva care nu ține de Domnul. Și omul lui Dumnezeu nu este bine să se plângă așa ca și când ar fi un părăsit. Te-a lăsat Dumnezeu să fii de vorba satului. Vai, în ce situație ești? Și atunci diavolul îi spune vecinului, păi vezi cum sunt, uite cum tratează Dumnezeu pe copilul lui, bietul omul ăsta sau doamna asta sau copilul ăsta, uite în ce situație, ce fel de tată o fi având, săracu, uite-te în ce situație este. Nu. Ei nu numai că nu discută nimic despre asta, ei răspund altfel. E un lucru mult mai important de făcut decât de a se plânge de rănile lor prezente și dureroase. Ei au ceva mult mai înalt de făcut. Este mult mai înalt să slăvești pe Dumnezeu prin ceea ce faci, fie că mâncați, fie că să slăvești pe Dumnezeu. E mult mai înalt lucrul ăsta decât a face din propria ta situație motivul jelaniei tale, să te plângi de soarta ta și să vezi. Asta nu înseamnă că nu voi informa pe cineva, nu voi comunica, nu voi cere ajutor și așa mai departe. E diferență de la cer la pământ. Dar în toate aceste lucruri,
voi slăvi pe Dumnezeu, pentru că ei erau acolo cu picioarele îmbutuși și pe la miezul nopții cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Nu cântări din astea funebre, din astea dramatice, tragice, din alea care tărau picioarele. Noi, ei cântau cântări de laudă, ei au pus suflet acolo, exploda bucuria în ei. Și cineva se întreabă ce poate să fie această credință în Dumnezeu să cânți cu așa răni pe corpul tău. Uite-te cum arată oamenii ăștia. Știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că în momentul când i-au scos afară, le-a spălat rănile. Erau pline cu pământ, cu sânge uscat, cu bătăile după lume ce au putut să ia ei, și temnicerul le-a spălat rănile, dar ei când cântau acum erau cu rănile nespălate. Și cântau și slăveau pe Dumnezeu, arătând oamenilor din jurul lor, așa cum a spus Domnul Hristos, tu când postești, arată ce fel de tată ai. Nu umbla ca un pipiric cu capul în jos, vai ce tristă e credința, ce supărată este, cu ar trebui marfa asta, frate? Lasă să se citească pe fața ta, tu postește tatălui tău care este în ceruri, unge-ți părul, spală-ți fața, îmbracă-te frumos, nu lăsa ca oamenii să cadă în acest negativ datorită a ceea ce ți se întâmplă în viață. Învață-i să răspundă, nu să reacționeze la răul din viața lor. Și oamenii cântau și cântau, nu s-au lăsat transformați de răutatea acestor oameni. Și cu tremurul vine. Acesta este elementul supranatural pe care trebuie să contăm întotdeauna. N-am să merg să mă apăr în fața oricui. Nu este cazul. Dar am să contez pe Dumnezeu că acolo unde El vrea să facă lumină, El va face lumină. Da, El va face lumină. Poate să fie întuneric, o să-L tai cu cuțitul. Dumnezeu pătrunde acest întuneric și va face lumină. Păi da, da, uite, de atâția ani și nu s-a mai făcut lumină, nu are nimic, nu e nicio grabă. Am să mă culc, am să adorm și după mine cine știe la cât timp cineva o să spune, asta să vă spun eu care a fost situația. Contez pe Dumnezeu în privința aceasta. Și ei cântau cântări de laudă ca o demonstrație, ca un răspuns a ceea ce a făcut credința din ei. Și Biblia spune, cei închiși îi ascultau. Puțin ne dăm noi seama cât de atent ne ascultă pe noi cei din jur. Orice lucru din viața noastră are semnificație. Odată am fost aici la școala de Saba și am avut noi niște vizitatori inopinanți. Și când a stat cu noi în clasă aici și am vorbit noi fel de fel, am văzut omul acela la sfârșit cu un semn, o întrebare pe față, cât el de mare. Și am zis, ceva în dezordine. Cum puteți să vorbiți despre lucruri așa de mari și importante cu această atitudine? Parcă ați vorbit de mărfuri din astea de mâna a doua sau de yard sale sau de cine știați. Domnilor, vă gândiți puțin la lucrurile astea despre care, noi ne-am învățat cu ele. Cei închiși se uitau și ascultau cu mare atenție pe aceștia care cu picioarele îmbutuci la miezul nopții cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Cu tremurul acesta de pământ care s-a produs, n-a fost unul obișnuit din moment ce au căzut lanțurile de pe mâinile lor. Din moment ce au fost eliberați într-o clipă. Și prima reacție a acestui comandant a fost aceea care de multe ori este și reacția noastră, și anume, noi ne așteptăm la rău. Sună telefonul, zbură, aul, ce-o fi? Ce-o fi, mă, frate, care-i treaba? Ce-o fi? Neapărat este ceva rău. Nu să știe. Și chiar dacă ar fi o veste rea, Biblia spune, nu, el nu se teme de vești rele. Da, care e situația? Păi, domne, v-au ieșit analizele, să vedeți cum a ieșit. Foarte bine, sunt mândru de ele, sunt analizele mele, domne, mă bucur că mi le-ați dat pe ale mele. Să nu mi le dați pe al vreun vecin de al meu, săracu, să îmi spuneți că sunt sănătos și când colo să... Nu, el nu se teme de vești rele, pentru că el umblă cu Dumnezeu. El nu citește singur analizele, el nu primește singur telefonul, el nu este confruntat cu nicio problemă în viață singur. El nu e singur niciodată, pentru că tu ești cu mine.
prin Valea Umbrei Morților, prin Pășuni Verzi, te miri pe unde mai trece drumul în viață. Nota comună este că tu ești cu mine și aceasta este ceea ce dă pace sufletului meu. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a tras concluzia. Care era concluzia? Toată lumea a fugit, toată lumea a evadat, eu voi fi judecat, condamnat la moarte, voi fi executat. În concluzie, spune Biblia, cum n-a văzut ușile deschise și pe baza imaginației lui, foarte reactive, a scos sabia imediat, spune Biblia aici, și era gata să se omoare. Lasă-l mă să se taie, să-l ducă unde-o fi, cât a fost de rău câinele ăsta. Nu. Acolo vine o treaptă mai înaltă și mai frumoasă a acestor cântăreți de la miezul nopții, care cântă cântări de laudă. Și acolo demonstrează ei Evanghelia în zenitul ei, în frumusețea ei, soarele în plinătatea lui, așa cum Domnul Hristos a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, așa cum Ștefan a spus, nu ține în seamă păcatul ăsta, Tată, te rog, în timp ce era lovit cu pietre, la fel se ridică oamenii ăștia imediat și spune, stop. Să nu-ți faci niciun rău. Păi nu vezi în ce situație, să nu vezi ce mi s-a întâmplat, vreau să... Am avut și mai am acest trist har de a discuta cu persoane care au mers pe marginea morții și a mormântului. La un pas, odată am văzut un tânăr și era urcase sus de tot pe o antenă și era poliția jos, erau pompieri cu prelate, îl țineau dacă sare să-l prinde și așa mai departe. El era acolo sus și se învârtea și schimba poziția și odată i-a alunecat piciorul, s-a întors peste cap și a dispărut. Omul și toată această clasă de oameni face pasul acesta bazat nu pe o realitate, ci pe o idee a minții, pe o formă a imaginației lui. El percepe o situație ca fiind inimaginabil de grea. Aici trebuie să intervină Evanghelia. Așa este. Situația este groaznică. El percepe situația aceasta atât de groaznică, este mult mai rea decât moartea și preferă moartea în locul situației în care se găsește. Dar Evanghelia, prin puterea ei, deschide ochii acestui om și îl ajută să vadă adevăratele proporții. Stai liniștit. Lucru de care te temi tu, lucru pe care ți-l imaginezi tu, care are niște proporții cosmice, e nimic, măi frate. E nimic, stai cu minte, nu e nimic adevărat dacă teama ta sau imaginația ta te îndeamnă să faci rău, nu e de la Dumnezeu. Atunci este o imagine reală și realistă și adevărată când ea te duce la bine, dar dacă te duce la rău, Dumnezeu nu dă așa ceva. Discutam cu o doamnă în București și mi-a spus când a încercat Dumnezeu să se spânzure. Dar, zice, vezi, oamenii știu că te-ai spânzurat, s-a spânzurat unul sau s-a otrăvit sau ceva altul. Dar oamenii nu știu ce s-a întâmplat înainte de treaba aceasta. Deci m-am pomenit toată așa într-un dialog. Cu cine ai fi fost în dialog dintr-o dată? Păi tu nu vezi că Dumnezeu te urăște? Tu nu vezi că Dumnezeu te disprețuiește? Ești gunoi pentru Dumnezeu. Tu nu vezi? Pe când eu vreau să te scap, eu vreau să pun capăt acestei... Într-adevăr, femeia era bolnavă. Eu vreau să pun capăt suferinței acestei, chiar acum. Ce să fac, a zis ea? Vino după mine. Și-a dus-o în bucătărie acolo cu un scaun, cu o masă, mi-a explicat Dumnezeu și în momentul când era acolo, a intrat sora ei pe ușă. Și-o a prins-o și-o a tras-o în jos și în sfârșit a scăpat. Și acum discutam cu Dumnezeu și mi-a spus, zice, nu spânzurarea este punctul culminant, ci punctul culminant este gândirea dinainte de a face pasul ăsta, în care un om este pur și simplu dominat de imagini, idei, lucruri care nu sunt deloc adevărate sau care pot să fie adevărate fără Dumnezeu. Și atunci el ajunge la concluzia aceasta. Pavel îi spune, zice, lucru pentru care vrei să-ți iei viața nici măcar nu există. Ai înțeles, domnul colonel? Păi de ce vrei să-ți iei viața? Păi dacă au fugit toți, n-a fugit nimeni. Stai blând că n-a fugit nimeni. Biblia spune că
i-a luat la el acasă, le-a spălat rănile și le-a dat ce a avut el, mâncare și ospitalitate. Iar apostolii i-au dat ce au avut ei, Evanghelia. Și Biblia spune aici în versetul 34, după ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când a văzut el toată familia lui la credință, când a văzut el că toate lucrurile merg așa de bine și așa de frumos, omul acesta s-a uitat înapoi la momentul ăla când a vrut să-și ia gâtul. Și a zis, ce era să fac? Ce era să fac? Ce departe era planul lui Dumnezeu? Uite planul lui Dumnezeu cu viața mea și cu familia mea. Uite-te acum la noi, aici în jurul mesei, când mâncăm cu Pavel și cu Sila. Uite-te la bucuria din sufletul nostru, ăsta e planul lui Dumnezeu și ce era să fac eu? În loc să stăm la masă, era un coșuc pe masă acum și copiii mei plângeau după tata și imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat. Ce era să fac? Dar schimbarea aceasta nu se poate produce în oameni pe baza unor simple procese psihologice. Se depun eforturi mari în lume și astăzi și se țin rezultate și progrese temporar cel puțin, așa cum scrie, oamenii pot să fie antrenați, pot să fie educați, pot să fie dresați la un moment dat, să ia alte decizii, dar asta nu schimbă natura sufletului. Omul acesta a primit credința în Dumnezeu. Și scrie Biblia că s-a bucurat el și toată casa lui. Dacă nu ar fi fost acela care ținea cheile morții și locuinței morților, omul ăsta ar fi fost cu gâtul tăiat. Dar Domnul spune, eu țin cheile morții. Și dacă tu mă asculți și crezi în mine, în loc să te încuie moartea pe tine, încui eu moartea. E simplu. Asta înseamnă cheile morții. Eu țin cheile morții. Eu țin sub cheie. Dacă tu mă asculți pe mine. Biblia scrie că după ce i-a scos afară, le-a zis domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Deja cuvântul acesta este în fiecare suflet de om și de asta trăiește un om, de asta călătorește, de asta alergă. Nici nu știe sărmanul pentru ce luptă, dar de fapt el dorește răspunsul la o singură întrebare. Ce să fac ca să fiu mântuit? Aici sfârșește orice drum. Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Tu și casa ta. Simplu. I-au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu ei chiar în ceasul acela din noapte. I-a luat cu el, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată. El și toți ai lui. Strălucea în mijlocul acelei nopți, era miezul nopții. La miezul nopții s-a aprins lumina prezenței lui Dumnezeu. Aceasta e lumina după care tânjește planeta noastră Pământ. Și avem o mare făgăduință dată în cartea Apocalipsei. Am văzut un înger cu o putere mare și Pământul s-a luminat de slava lui. Evanghelia aceasta este lumina care înconjură tot Pământul. Este adevărul pe care a venit Domnul Hristos să-l vestească și să-l semneze cu sângele lui. Adevărul despre Tatăl. Ești iubit de Dumnezeu. Unii dintre noi am reușit și am adunat o măsură mare de dispreț față de aceste cuvinte. Da, chiar aici a stat o persoană odată și cineva a întrebat de mine, unde este fratele Butoi? Zice este la baptiști, l-au chemat baptiștii să predice la ei. Și persoana aceasta a început să râdă. Cred că le predică despre iubire. Așa a spus dumneai. Așa a și fost, de fapt. Era foarte adevărat. Eu nu știu ce era de râs în treaba asta. Dimpotrivă, eu știu că este atât de serios lucrul acesta, că dacă cineva crede cu adevărat, omul acela se întoarce de la marginea mormântului.
Dacă el a primit cu adevărat și crede lucrul ăsta. Acesta e singurul lucru pe care noi nu îl credem, nu putem să-l credem sau îl credem insuficient. Ajută-ne credinței mele, Doamne, și acest lucru este în spatele oricărui rău și oricărui bine din viața noastră. Credința sau necredința în faptul că ești iubit de Dumnezeu, ești dorit de Dumnezeu. Dumnezeu a dovedit lucrul acesta prin faptul că a trimis pe Domnul aici între noi. Și acestui om nu i-a trebuit prezentat altceva decât crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și toată casa ta. Ce înseamnă să crezi în Iisus, frate? Că demonii au zis, știm cine ești, ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe. Ce înseamnă, Domne, să crezi în Iisus? Asta iar e ceva foarte, foarte simplu. Și noi oamenii avem darul de a le complica, e junglă, nu altceva. E ceva extrem de simplu. A crede în Iisus înseamnă a crede ce a spus El despre Tatăl. Vi se pare prea simplu, nu? Păi este într-adevăr foarte simplu și este atât de simplu încât cei mai mulți oameni vor rata. Naaman Sirianu nu vrea soluții simple. Ce ai, auzi, să te bași de 7 ori în apă să te faci sănătos? Fulmă, frate, ceva combinații din astea, ceva... Auzi, părinte, au spus colegii lui, părinte, da, dacă ți-ar fi cerut ceva greu, nu e adevărat că la mândria ta niște chestii așa nemaipomenite, nu e așa că la mândria ta ar fi corespuns, dacă te punea să urci în genui pe Himalaya sau cine știe ce taine sau mistere să dezlegi sau nodul gordian, sau dacă ți-ar fi cerut treaba asta, sigur că dacă doar ești general și la nivelul tău, dar oamenii, ce înseamnă să ai prieteni buni? I-au spus, părinte, Evanghelia lui Dumnezeu e simplă. Crede ce a spus omul ăsta. Intră în apă asta aici. Și a intrat. Și a ieșit curat. Omului acestuia atâta i-a cerut în seara aceea. Crede în ce a spus Iisus despre Tatăl. Și Biblia încheie această întâlnire de la miezul nopții cu cuvintele: omul acela a crezut în Dumnezeu, el și toată casa lui. Și ce bucurie a fost! Și când te gândești ce era să fac și când te uiți la suferința acestor apostoli, te vezi pe tine care ridică pumnul de atâtea ori, uneori și împotriva lui Dumnezeu din cauza sorții tale, și vine unul și spune: de ce ai făcut? Ce era să fac într-o situație ca? Ce era să faci? Uite, ceva tare de tot. Să cânti niște cântări de laudă la miezul nopții. Asta ar fi fost nemaipomenit. Ce era să fac? Este o întrebare pe care nu o vom repeta doar pe pământul acesta, ci când vom sta la masă împreună cu Domnul Hristos, care a promis că va servi la masă, ne vom uita unul la altul, vom vedea filmul vieții noastre și intersecția aceea în care ne-am clătinat să apucăm spre dreapta sau spre stânga și am înclinat spre Dumnezeu în final. Și când ne dăm seama unde ar fi dus drumul fără Dumnezeu, cred că vom spune aceste cuvinte: ce era să fac, Doamne? Dumnezeu să ne ajute. Amin.